Partidul Democrat neagă orice negociere cu Partidul Socialiștilor pentru o eventuală coaliție. Formațiunea a anunțat printr-un comunicat de presă că membrii biroului executiv al PDM au avut o întâlnire neanunțată la Parlament cu deputați socialiști și cu liderul informal al socialiștilor Igor Dodon. O bună parte dintre deputații democrați au aflat despre întâlnire din alte surse și nu de la conducerea PDM și dau de înțeles că în interiorul partidului s-a produs o ruptură. Aceștia spun că se simte o presiune enormă asupra membrilor fracțiunii din Parlament. Există multe ședințe la partid, practic zilnic ședințe la partid, în diferite formate, doar că noi nu suntem invitați la aceste ședințe. Noi am fost excluși în general din tot procesul decizional la partid și nu știm ce se întâmplă. Sergiu Sârbu și Andrian Candu spun că au refuzat orice funcție în conducerea formațiunii și că vor explica motivul în curând. Eu nu sunt vicepreședinte a Partidului Democrat. Am refuzat să fiu vicepreședinte a Partidului Democrat. De ce ați refuzat această funcție? Din mai multe considerente, cu care o să intrăm mai în detaliu și mai multe o să vă comunic în această săptămână. Chiar dacă PDM a anunțat că nu negociază formarea vreunei coaliții, sunt democrați care își doresc o alianță cu socialiștii, spune Andrian Candu. Și în interiorul echipei Partidului Democrat, că sunt voci și există susținere din partea unor colegi deputați, inclusiv din partea conducerii actuale a Partidului Democrat, ca să se formeze o coaliție, eventual o coaliție cu Partidul Socialiștilor. De asemenea, sunt voci care sunt împotriva unei astfel de coaliții. Nici chiar vicepreședintele fracțiunii PDM, Vladimir Cebotar, nu a știut despre întrevederea de ieri dintre socialiști și democrați. Ați știut că ieri se întâlnesc PSRM și PDM? Din anumite surse, da. De la colegii mei, nu. De ce se întâmplă, de fapt, în partidă? De ce o parte din deputați nu cunosc despre întrevederile care au loc? Eu cred că la aceste lucruri trebuie să răspundă conducerea partidului. Ei sunt responsabili să aibă grijă, în partid să aibă loc un proces sănătos de comunicare și de schimb de opinii. Elena Bacalu a aflat cu puțin timp înainte de întrevedere. Fapt, am înțeles că au fost întâlnire doar cu participarea membrilor biroului executiv. De fapt, se discută despre coaliția cu PSRM. Și noi am vrea să știm totuși, s-a discutat ce? O viitoare coaliție, s-a discutat partajarea de funcții, de ministerii, deoarece avem zvonuri că deja totul este împărțit, partajat, deja sunt și miniștri deja desemnați. Am văzut și noi că se întâmplă unele lucruri, se apasă asupra unor acțiuni și evident nu cred că toți sunt de acord cu ce se întâmplă. Nu vă pot spune mai multe detalii, dar simțim o presiune enormă față de Partidul Democrat, față de membrii, și la nivel central, și la nivel local. Se simte parcă o urgență ca să se producă ceva.